revenit în direct, doamnelor și domnilor, și împreună cu domnul consilier municipal Silviu Roșior încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră, iar pe fond încercăm să punem la cap mișcările politice și migrațiile din municipiul Buzău. Mare lucru n-a reușit în prima parte a emisiunii, să sperăm că în partea a doua încercăm să le punem cap la cap. Cel mai bine este să o luăm pe partide. Nu ne legăm de PSD. De ce nu ne legăm de PSD? Pentru că acolo nu există deocamdată niciun fel de migrație, niciun fel de plecări, iar dacă au fost ceva absorții, au fost din astea tacite despre care nu s-a vorbit și nu se știe. Trecem la numărul 2, care este PNL-ul, deocamdată. Da, PNL-ul, din punctul meu de vedere, are o stagnare, nici n-a evoluat, nici n-a involuat. Un 12% de la alegerile parlamentare, care se menține și acum. Nu știm ce vom face. Vom vedea. Să luăm un telefon și după aceea. Alo? Bună seara la dumneavoastră, bună seara. Domnul Roșioru! Bună seara! Păi, domnul Roșioru, eu n-am probleme cu partidele, lasă-mă cu alte partide, eu am probleme cu poliția locală. Aoleu, da. Ascultați bine. Da. Domnul primar al nostru are grijă de poliția locală sau îți face joc de lume poliția locală? Haideți să vă spun o problemă. Spuneți că... Ce vă doare? Spuneți. Mâine săptămână m-am dus la Piața Mare, la stațiunare. Când am venit în stație, la Bisericuța Sfinții Îngeri, era o păstrănică pe canapea, s-a uite grea. Nu cerșea, s-a s-o direct problemă, că era rău, s-a dat două sacoșe. A venit poliția locală, doi polițiști, să ia gaia, s-a luat păstrănică aia de o mână, zici că era o cârpă în mâna lor. O păsărică pătrână la 80 de ani. Spuneți-ne, vă rog, mai clar, data, ora, ziua. Era bine, mâine este o săptămână. Deci s-a întâmplat vinerea trecută, da? Vinerea trecută. La ce oră? În jur de ora 12. În jur de ora 12 și locul. Spuneți locul. Parcul Sfinții Îngeri. La Sfinții Îngeri. Parcul Sfinții Îngeri. La Sfinții Îngeri, chiar în față la biserică, da? Nu cerșea nimic, s-a odihnea pătră. S-a venit doi mucoși din poliție locală și au luat-o ca pe o cârpă, să bea și mă aduc pe o pătrână de mâna lor. Da. Și am patlocolit ca pe o cârpă pe ei. Dar nu le era rușine să ia pătrâna aia ca pe o cârpă. Ce poliție locală avem? Ce primar avem? Da. O să aducem, la cunoștință, sunt domnului. Sunt fapte de reprobabile și tocmai din cauza asta v-am întrebat ziua, locul, ora, ca să se poată merge pe fier. Mâine este săptămâna, la ora 12, iar eu sunt din piața Cătălă. Să merg în stație la 1. Am notat, o să aduc la... Nu e normal așa ceva. A doua, pe autobuze. Da. A doua pe autobuze cu poliția locală. Ce caută poliția locală pe autobuze? Când sunt taxatoare. E ce Dumnezeu? Pe ce v-ați împlătizat? În spatele nostru? Nu are nicio legătură cu călătorii, are cu călătorii bine intenționați. Poliția locală asigură în mod tacit siguranța controlare din autobuz. Este nevoie de așa ceva. Este nevoie, nu spuneți mie că... V-am înțeles cu dumneavoastră. A doua, de ce nu parcă poliție locală pe platformile de cu noi? Eu stau în Micro 5, domnul. Dacă vedeți cei la fontainele, cigănie, aruncat cu noi pe fața blocurilor, de ce nu bată poliția care trebuie pentru platformele de gunoi? Da. Și asta este o problemă. Da. Sigur. Unde poliția mediului? Da, vă mulțumim pentru cele semnalate și aveți dreptate. Bună seara! Vă mulțumim. Da.
Această problemă este gravă, adică abuz și exces de zel. O să o semnalăm la conducerea poliției locale, vedem și trebuie să făcute câteva verificări cine, cum, cine, ce s-a întâmplat. În autobuze, pentru mai bună siguranță a călătorilor, s-a luat această decizie și de siguranța cele care controlează și a șoferilor, pentru că eu știu foarte, foarte bine, sunt extraordinar de multe cazuri atunci când controlorul, când șoferul intervin pentru persoane care nu au bilet. Am văzut probleme, cazuri în care au fost fugăriți, numai ca să scape de bătaie. Nu mai vorbesc de conducerea instituției, conducerea Transbus, care atunci când ordona anumite controle pe anumite trasee, pur și simplu nu putea să facă absolut nimic, iar la capăt de linie, până nu chema echipajele de intervenție, nu se putea face absolut nimic. Din cauza asta este nevoie de acest polițist local, care cât de cât... Și avem și e foarte bine. Iar cu platformele de gunoi, acum majoritatea sunt îngropate. Văd că au început și aceste platforme să fie vandalizate. Trebuie să avem o grijă mult mai atentă de aceste platforme și trebuie să găsim acum soluții. Sincer să fiu, nu știu ce de sarcini de serviciu au acești oameni de la poliția locală, cei care mișură printre blocuri, merg doi câte doi și slavă Domnului, dar nu-i văd să arunce un ochi spre pubelele de gunoi. Nu-i văd să arunce un noi spre locurile de joacă. Nu-i văd să decât să privească spre o mașină care este parcată aiurea pe o mașină care se crede că este abandonată. Și sunt foarte... ei au... ce să spun? Le-am atras atenția unora că erau niște cabluri din asta de telefonie, de... electrice. Nu erau electrice. Da. Nu, erau de internet și ajunseseră cam, coborâseră cam la înălțimea de un metru. Proprietare nu au voie să pună mâna pe aceste cabluri. Nu poți să le tai, nu poți să faci absolut nimic. Ca să vezi cine este proprietarul, al cui este acel cablu, nu ai cum. Este greu. Este foarte greu. Și era și perioadă de primăvară, un copil care alerga spre seară, își prindea gâtul acolo și putea să se întâmple nu știu ce eveniment. L-am atras atenție. L-am spus, băi oameni, uite despre ce e vorba. Este o nimica toată. Haideți să terminăm cu asta. Vreau să spun că după 2 săptămâni, eu unul am luat o scară, m-am încumetat și am zis cu orice risc că ridic decât să se întâmple ceva cu un copil, mai repede să mă amendeze pe mine că am pus mâna pe cablurile alea. Nici măcar atâta lucru n-au fost în stare. Eu nu știu, de multe ori dau dreptate celor care spun că nu prea-și fac treaba. Sunt și unii care își fac datoria, dar nu fac altceva decât să plimbe agenda aia și... să-și facă aere cu șapca. Da, dar vedeți dumneavoastră, au și atribuții limitate. Dar la ceea ce povestiți, adică la ceea ce limitate. Ați relatat dumneavoastră, trebuie să știm clar ale cuie sunt, cum poate să intervină. Cred eu că aici... Dacă dădeam telefon la 955, nu veneau tot ei? Da, așa este. Veneau și semnalizau mai departe această problemă. Semnalau. Vedem. Eu o să aduc la cunoștință toate problemele acestea semnalate de către telespectatori. E trist să avem astfel de cazuri, dar cred că sunt cazuri izolate și se va lua măsuri de îmbunătățire a acestui serviciu. Ei nu-și dau seama că sunt expuși
tot timpul. Nu-și dau seama că sunt expuși tot timpul și în loc să își vadă de sarcinile alea minime pe care le au, acolo unde trebuie întorc capul și merg mai departe. Nu toți este păcat. Sunt oameni care nu generalizăm datoria, parte da. Dintre ei, dar în momentul în care doi fac așa, deja se răsfrânge asupra întregii instituții. Și orice caz, la nivel de municipiu, au descurajat, știu eu, foarte mulți cetățeni care aveau o lipsă de educație, s-a și văzut asta, mai ales prin amenziile aduse anul trecut, au fost în jur de 10.000 de amenzi date pe municipiul Buzău. Nu știu ce s-a descurajat, pentru că avem o problemă cu educația și asta știm. La naibă educație, că l-auzi pe ăla de la 15 ani, înjură și țipă, nu mai vorbesc de ceilalți, înjură și țipă pe stradă, nu poți să zici nimic că te trezești cu ceva în cap. El are șapca pe cap, are legea în mână, are carnețelul de amenzi, poate să intervină. Măcar să avem un pic de liniște în să nu mai auzim din 10 în 10 metri mergând pe stradă cuvinte triviale și înjurături și nu știu mai ce. Da, au fost cazuri când au fost solicitați de cetățeni la anumite adrese, le-au dat amendă, pe urmă s-au întors, iar s-au întors acei tineri răi și au început iar discuții, iar i-au înjurat, iar a venit poliția, iar a amendat, iar e o joacă de asta de a hoții și vardiștii. Este vedeți o joacă de a hoții și vardiștii. Tinerii sunt tineri și noi am fost tineri, da. Așa, dar în momentul în care nu știi să te adresezi, nu știi cum să te uiți la mimica lui și vorbești cu el, că dacă a mai luat un păhărâs, trebuie să-l iei cu frumosul, nu cu amendă. În momentul în care ai dat amendă sau ai dat un avertisment, deja te-ai... Asta e primul lucru care poți să îi faci, că oamenii nu prea știu așa de vorbă bună până nu un avertisment face mai mult decât o amendă pentru un om. Mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vreau să pun și eu să rog pe domnul Silviu Roșu, poate ne ajută și pe noi, pe cei din Mihai Viteazu. Da? Cu ce probleme? Să ne facă și nouă bariera aceea care traversează la depo. Da. Dimineața era inundație acolo. Nici nu aveam pe unde să trecem. Îți rup picioare dintre linii, s-a stricat dalile acelea de ciment. Domnul primar a zis că să mai așteptăm. Cât să așteptăm? Ne-am distrus și încălțămintea și mami cu copii în cămucior. Da. În loc să fie atent la linii, dar cel puțin dimineața era baltă de colo până colo. N-aveai pe unde să treci. Mâine dimineața o să aduc. A făcut atât de intervenții, nu numai noi, toată lumea. Și n-am primit niciun răspuns, niciun ajutor. Nu știu care e treaba. Mâine dimineață o să iau legătura cu domnul director de la Urbiserv, domnul Silviu Nicoară, și o să aduc în discuție această problemă și această doleanță a cetățenilor din cartierul Mihai Viteazu. Sper să găsim cât se poate de rapid soluții să reglementăm această problemă care o aveți acolo în cartier. Vă rugăm foarte mult, nu ne uitați că nu vă uit și este nimeni nu ia nicio măsură. Vă mulțumesc pentru cele semnalate și vă asigur că mâine dimineață o să discut această problemă. Mulțumim frumos. Da, sunt oameni care ne semnalează fel de bine, cu probleme că și asta. Sunt semnalate mai multe chestiuni, cu atât și este mai bine, pentru că ne vine și nouă mult mai ușor, dar trebuie și rezolvate, aduse la cunoștință a avut o evidență clară. S-a rezolvat, nu s-a rezolvat, de ce, care sunt factorii și așa mai departe. S-au mai făcut din lucrurile astea cu ajutorul cetățenilor și le mulțumim pe această cale și chiar îi rog și îi încurajez să facă același lucru și de aici încolo și să implice cât mai mult în bună administrare prin faptul că ne aduce la cunoștință și, de ce nu, chiar să ne și atragă atenția, să vină și pe la ședințele de Consiliu Local,
la comisii, adică unde... Ședințele de Consiliul Local care sunt publice. Sunt ședințe publice, la fel și cele de Consiliul Județean. Așa, domnul Silviu Roșioru, ne propusesem pentru astăzi două teme. Am rămas dator cu una și cred că foarte mulți buzoieni sunt dornici să vadă cam care este strategia de dezvoltare a municipiului Buzău în perioada 2018-2030, mai ales că este o perioadă de 12 ani, o perioadă destul de lungă. Strategie care poate fi îmbunătățită prin, de la an la an, periodic, cu ideile telespectatorilor, cu ideile buzoienilor. Deci am rămas dator cu asta. Vă adresez din seara asta rugămintea ca pentru mâine să reveniți în studioul nostru și o să mai întărim echipa cu un alt consilier municipal, un consilier mai tânăr, care să fie alături de dumneavoastră și să încep până când domnul Toma, probabil în cursul săptămânii viitoare, va dezvolta mai mult. Dar până atunci oamenii să fie pregătiți. Da, facem un preambul și terminăm acum, mai avem un telefon. Da, vă mulțumesc. Alo? De invitație. Alo? Bună seara, spuneți-vă. Bună. Domnul Petre Titi, vă deranjează Titi Vureșanu, un fost buzoian, acum am mutat pe la țară, pe la spătarul. Așa o rugăminte. Faceți un anunț ăla, că sâmbătă e un meci mare pe Gloria. Gloria Buzău, Pescărușul, Sanicioi. La emisiunea noastră, că de-ale buzăinilor. Dacă da. Se poate, mi-ar face plăcere. Cum să nu? Deci mai spuneți noastră încă o dată. Spuneți tare. Invitați buzăinii sâmbătă la stadionul Gloria, la ora 20, fece Gloria Buzău, Pescărușul, Sanicioi. Mănași pentru Liga 3. Perfect. Da, ați făcut un anunț extraordinar. M-ar face mare plăcere că îl păcățeane Buzeanului aici. Da, vă mulțumim mult. O să mai revenim cu anunțul și mâine puteți să mai reveniți și mâine cu telefon, că nu ne deranjează cu absolut nimic. Mulțumim frumos, bună seara! Este echipa municipală, știți foarte bine că aparține, este de primărie, este și finanțată și a adus un rezultat bun. Iată, acum a apărut și această promovare. Vă invităm pe buzoieni și pe telespectatorii dumneavoastră să fie prezenți dacă poate la acest meci de fotbal. Este de ligă, știu eu, de Liga a treia. Este ligă buzoiană, nu nicio contează. Problemă. Sunt ai noștri. Este echipa noastră și este o posibilitate de încurajare la un drum mult mai bun în seria a treia. Așa. Deci mâine seară ne întâlnim din nou și mai întăresc echipa cu încă un consilier municipal, să vadă și dumnealui Păviu și nu facem altceva decât să pregătim buzoienii pentru când o să vină domnul Thomas să știe care sunt ideile care vin și din partea buzoienilor. Pentru că acest program strategic nu este un program al unui partid. Nu este un program al Consiliului Municipal. Este un program făcut de cei 40 de membri, al membrii specialiști în foarte multe domenii care fac parte din Consiliul de Dezvoltare al Municipiului. Sunt voluntari și nu fac altceva decât să vină cu idei pentru municipiu. Este binevenită invitația dumneavoastră, cu mare drag o să dau curs și o să vin și cu siguranță o să spun și eu și o să-mi dau cu părerea pe fiecare idee în parte ce putem aduce bun sau ce este bine sau ce nu e bine. Vă mulțumesc frumos pentru participare în seara asta și mulțumesc anticipat pentru participarea de mâine seară. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi și ne revedem mâine seară de la ora 18. Până atunci, să aveți o seară cât mai frumoasă.